Hei salutare băieți, avem un nou mini eveniment în FIFA Mobile, pentru următoarea săptămână avem acest eveniment special, din păcate este un eveniment trist, dacă nu ați aflat vestea aceasta în decembrie a murit community managerul pentru FIFA Mobile, îl chema AMT, cel mai probabil dacă aveți Twitter sau dacă urmăriți FIFA Mobile pe Discord știți despre cine este vorba, dar oricum, ăsta era băiatul care trebuia să asculte ce spunea comunitatea și să dea mai departe celor de la ei. Acum, dacă cei de la ei implementau sau nu, asta era altceva, dar chiar nu am cum să spun nimic rău despre AMT după ce s-a întâmplat, totuși, vedeți, mulțumită lui avem acest eveniment, un eveniment de unde putem face niște resurse foarte bune, spun eu. Avem niște skill game de unde putem face skill boost niște skill game de altfel foarte ușoare până am ajuns la acesta unde m-am chinuit puțin, dar oricum la final când ajungem putem deschide pack acesta, un pack dedicat specialului AMT și premiile de aici sunt foarte, foarte bune băieți, între 20 și 1 milion de bănuți, între 5.000 și 200.000 XP și, poate cel mai important, 1.000 de skill boosturi baieti, băieți, wow! Haideți să deschidem pack acesta să vedem peste ce dăm aici, chiar am nevoie de acele skill boosturi, haide cu 1.000 de skill 50 de 50.000 XP, 2 ori 50.000 XP, deci 100.000, foarte, foarte bun și asta. Și pe lângă asta vedeți că la toate skill game-urile de aici putem face și aceste puncte awareness, puncte pe care apoi le putem folosi în partea dreaptă pentru alte premii, alte skill boosturi. Deci băieți putem face rost de o grămadă de skill boosturi, vedeți că avem nevoie de 20 de puncte pentru 150 de skill boosturi și apoi 70 de puncte pentru 400 de skill boosturi. Dar evident că punctele acestea le strângem pe parcursul săptămânii și mai avem și acest logo special AMT pentru a-l face trebuie să deschidem pe de 20 de ore aparent și cred că se poate deschide de mai mult de o dată pe zi, așa că ia să văd, da, se poate deschide de 4 ori pe zi, wow! Deci băieți, încă 3 șanse la acele skill boosturi. haideți să vedem ce găsim aici, deci aveți grijă să-l deschideți de 4 ori în fiecare zi, după XP avem Bănuți, ok, bănuți. Sincer, mă așteptam să-mi pice 20 de mii sau cât era minimul. Deci, încă două încercări, haideți să vedem ce găsim aici. Sunt curios, a prins cineva un milion de bănuți ar fi extraordinar. U! Bine! Mă, bine așa! skill boost-uri băieți, o grămadă de skill boost-uri, câte 20, câte 30, câte 40 de skill boost-uri, sunt 1000 de skill boost în total, ceea ce e foarte, foarte bine, sau erau câte 25 de fiecare, parcă, oricum, mai avem încă un pack, haideți să văd dacă mai reușesc să mai dau încă o dată peste acele skill boost-uri, bănuți, 50.000 de, de bănuți, ok, nu e rău deloc. Deci ăsta este evenimentul, încă o dată, RIP me, din păcate, Mulțumesc pentru vizionare, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. PAPA! Pa!